Pe data de 27 octombrie, ultima duminică a lunii octombrie, Republica Moldova va trece la ora de iarnă. Ca și în anii precedenți, prin transferul acelor celor ceasornicului înapoi cu o oră. Astfel, ora 3.00 a dimineții va deveni ora 2. Trecerea la ora de iarnă este efectuată în conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU, concomitent cu statele membre ale Comunității Europene. Însă, în martie 2019, Comisia Europeană a votat pentru renunțarea la schimbarea orei începând cu anul 2021, din motiv că trecerea la ora de iarnă poate afecta organismul uman. Astfel, fiecare stat membru al Uniunii Europene va putea alege dacă să rămână la ora permanentă de vară sau la cea de iarnă, ora standard. Țările Uniunii Europene trebuie să informeze Comisia despre alegerea lor până în luna aprilie 2020.